Problemele din USL amână semnarea protocolelor în trei localități din Gorj. Liderii PSD și PNL de la Gorj se vor întâlni joi la Prigoria și Câlnic pentru a semna protocoalele. Acordul de colaborare nu a fost semnat nici la Fărcășești, pentru că liderul organizației, Constantin Pârvulescu, este arestat preventiv pentru luare de mită. La Prigoria voi merge împreună cu domnul președinte Călinoiu joi, în jurul 10-11, să vedem în funcție de timpul domnului Călinoiu și timpul meu, dar oricum joi vom merge acolo și vom încerca și cu siguranță vom stinge eventualele orgolii și conflicte apărute. Iar la Câlnic, după ce mă voi întoarce cu domnul Călinoiu, vom rezolva problema de la Câlnic, după ce ne vom întoarce de la Prigoria, vom rezolva problema de la Câlnic, pentru că și acolo e o problemă între liderii PSD. Cât privește organizația municipală, protocolul va fi semnat cel mai probabil pe 15 octombrie, data limită de semnarea protocolelor. Nu am stabilit chiar o dată fixă cu domnul Cărciumaru, trebuie să vedem în calendarul fiecăruia posibilitatea și timpul liber și după ce vom stabili data, vom anunța și presa, cum este și normal. Vă așteptați vizita președintelui Crin Antonescu la semnarea protocolului la municipiul Târgu Jiu? Da, este o discuție în acest sens, dar revin, nestabilind data noi, este foarte greu să spunem acest lucru. Dian Popescu, președintele PNL Gorj, a mai precizat că mâine va avea loc o nouă întâlnire în cadrul USL pentru a se pune la punct ultimele detalii.